Bine, am trăit din lumea mea. Și zăpada a văzut așa? Mare. Deci e clar ce ați văzut aici, cu pat. Da, ce să facem? Asta este. Ați când te bază de mine primăvară. Ar fi bine. Da. Vă pune direct întrebări? Da, puneți-mi întrebări. Că... Mulțumit și cu un egal? Sunt mulțumit, trebuie să fiu sincer să spun că sunt mulțumit, pentru că am avut multe, multe frământări, multe probleme în această săptămână. În primul rând cu terenurile de antrenament. Sunt minus 15 grade la Botoșani. Sunt terenurile înghețate. N-am intrat decât o singură dată pe teren, pe teren mare. Apoi aceste accidentări care mi-au dat bătăi de cap. Am avut practic un singur mijlocaș central, Papa. Restul sunt indisponibili și de aceea pot să mă declar mulțumit. Am întâlnit o echipă foarte bună, o echipă care cu siguranță se va bate pentru play-off. Noi am fost bine organizați, am schimbat sistemul față de jocul trecut cu Craiova, bine forțat puțin și de împrejurări, dar sunt mulțumit și vreau să-mi felicit jucătorii pentru efortul depus. Am făcut un efort, au depus un efort considerabil. Dacă prima repriză am fost bine organizați, contraatacurile noastre nu au fost exact cum mi-aș fi dorit, însă a doua repriză am fost mult mai rapizi în declanșarea contraatacului. Am avut câteva situații bune, chiar dacă nu s-au concretizat. Am reușit să deschidem scorul, însă cred că remiza este echitabilă, din punctul meu de vedere. Se poate juca până de Crăciun în aceste condiții? Nu știu cum va fi vremea, dar vă rog să mă credeți, la Botoșani este foarte frig. Foarte frig și nu numai. Ce se întâmplă? Terenurile de joc arată bine, sunt ok. Problema noastră este în săptămâna premergătoare jocului. Pentru că nu avem posibilitate să ne pregătim, nu putem să pregătim jocul. Da? Eu sunt foarte sincer și vă spun, am făcut antrenament într-un balon, am făcut un antrenament pe un sintetic de 30x50, lumea așteaptă spectacol. Da? Sunt de acord și noi vrem să facem spectacol și noi vrem să luăm puncte și... Dar dacă nu ne pregătim în săptămână, ce putem să oferim? Este foarte greu. Nu știu cum va fi vremea în continuare. Dacă vrea bunul Dumnezeu și va fi vremea bună, ar fi bine să se joace. Dacă nu, părerea mea că să nu se joace. V-am spus de ce. Nu neapărat. Terenurile de joc sunt ok, sunt bune. Și astăzi a fost terenul foarte bun. Felicitări pentru organizatori. Foarte bun. Dar noi toată săptămâna unde ne-am antrenat? Trebuie să găsesc niște ore unde sunt temperaturile mai ok pentru antrenament. Dimineața nu poți să faci că este foarte frig, seara nocturnă nici atât. Și atunci... Dar nu știm cum va fi vremea în continuare. Dacă va fi ok, să jucăm. Nu e problemă. Până la urmă ați obținut 4 puncte în două partide. Clar, Botoșani este pe o parte ascendentă. Ce așteptări aveți aici și care este obiectivul dumneavoastră de la acestei echipe? Și... Obiectivul meu este să ieșim din acea zonă periculoasă. Pentru că am declarat-o și după meciul cu Craiova, clasamentul este foarte strâns. Foarte strâns. Două victorii te poate menține pe aceeași poziție sau să urci un loc în clasament. Două înfrângeri și depinde ce fac celelalte echipe, poți să revii. Este cazul nostru pe locul 13 și atunci situația devine îngrijorătoare. Așa că obiectivul nostru, nu numai al meu personal, este să ieșim din acea zonă sau să ne menținem pe poziția în care suntem în momentul de față. La play-off nu vă gândiți?
Sincer, deocamdată nu. Deocamdată nu, sincer. Ok? Și eu vă mulțumesc. Să rămână, mulțumesc la fel. Drum bun și joi jucăm cu Iașu, da? Deci noi mâine ajungem acasă și noi jucăm cu Iașu. Iașu au jucat vineri. Ce anume? Poate ninge puternic și seamănă de etapa de scăpare. Știți care era problema cea mai mare? Dacă astăzi era ceață și nu se putea juca. Era și mai rău. Noi ce făceam? Păi, cred că dacă jucam mai bine și după aia jucam... Jucam de cântă. Era foarte greu. Bacă multă. Mulțumesc. La revedere. La revedere. Bună seara, azi deja mă rătăție, trecem direct la câteva cuvinte despre joc din partea domnului antrenor Costel Ianache, apoi întrebări dacă sunt desigur. Nu e ceea ce mă așteptam. Pregătisem lucrurile pentru o victorie. Ne așteptam la un meci mai eficient, pentru că în condițiile din seara asta am văzut jucătorii că au încercat să pună în aplicare ceea ce am discutat și am pregătit. Poate cu puțină atenție și puțină eficiență în prima repriză am fi reușit să gestionăm mai bine jocul și vorbeam cu totul altceva în acest moment. E de remarcat și subliniat totuși faptul că nu am văzut indiferență și am văzut că le pasă jucătorilor de ceea ce se întâmplă, de rezultat, de statutul nostru și de obiectivele propuse. Asta o spun pentru că la 1-0 pentru adversar am văzut un pic de atitudine crescută, de dorință, de implicare maximă. Cam asta aș vrea de la ei întotdeauna și nu că sunt pretențios. Știu că pot face lucrul ăsta și atunci dacă chiar îl pot, trebuie să-l facem meci de meci. Asta începând de etapa următoare. Lucrurile par un pic așa în balans. Am pierdut 2 puncte sau am câștigat 1 punct. Într-adevăr, pentru obiectivele noastre e un deficit. 2 puncte pierdute, clar de tot. Vreau totuși să rămân puțin pozitiv, să dau încredere jucătorilor și să spun că e un prim punct câștigat, un punct pe care putem construi punctul câștigat plus valorile morale de care v-am spus adineaur. Cred în continuare în grupul, încep să-l cunosc din ce în ce mai bine. E un grup echilibrat, avem destul de bune variante pe fiecare poziție și o concurență bună. Atunci, cred că putem să arătăm mult mai bine în viitorul foarte apropiat. Întrebări, vă rog. Se complică lucrurile punct? Da, erau complicate înainte de acest lucru. Credeam că le mai descurcăm cu o victorie astăzi. Se complică, că clasamentul e foarte strâns. Dacă ne uităm în spate, iar dacă ne uităm în față, sunt doar 3 puncte de recuperat. Nu cele 3 puncte mi se par de greu de recuperat, e vorba doar de un meci și ce timpul, pentru că etapele trec și atunci devine din ce în ce mai important următorul meci. A fost puțin așa ciudat să confruntați fosta echipă? Da, a fost ciudat. Cred că e bine să rămânem pe un plan general de grup, de echipă, să nu vorbim despre mine. Da, a fost ciudat, într-adevăr. Se poate juca până de Crăciun în aceste condiții? Fiziologic, eu cred că jucătorii au fost supuși la un test foarte, foarte dur. Nu e chiar ușor. Gândiți-vă că orice contact îți provoacă câte o durere greu de suportat. Apreciez jucătorii din punctul ăsta de vedere, toți, nu numai pe ai mei, pentru că fac sacrificii și atunci trebuie să vedem și partea asta, nu numai părțile care par frumoase din meseria de fotbalist, trebuie să vedem și riscurile la care se supun. Astea sunt condițiile, am încercat să îi încurajez, să îi îmbărbătez și sunt mulțumit în general de modul în care s-au implicat la dueluri. Vedea și în viitor aceeași formulă ofensivă. Astăzi, practic, a jucat cu fel de 4-3-3 și Alibek a trecut undeva în partea stângă. Da, am un oarecare handicap în acest moment, pentru că
Nu cunosc foarte bine potențialul jucătorilor și relaționarea dintre ei, pentru că e foarte important și lucrul ăsta. Nu e vorba de afinități umane, socio-umane, e vorba de niște afinități tehnico-tactice, jucători care au inteligență colectivă, comună și care pot produce combinații. Lucrurile astea nu se fac cu 2-3 antrenamente și 2-3 pase care le arătăm noi în antrenament, cu siguranță. Încerc să am un dialog individual și să caut de la fiecare problema pe care o are sau dorințele, așteptările. Atunci, poate, cunoscându-ne mai bine, o să putem găsi și soluțiile cele mai bune. Cu Denis Alibe, cum vă înțelegeți? Toată lumea întreabă lucrul ăsta. Primul lucru m-a întrebat băiatul meu. Băiatul meu are 13 ani și îl cheamă Denis. El a fost foarte curios. Toată lumea întreabă lucrul ăsta, să nu credeți că e o colaborare greoaie, sub nicio formă. Denis e mai copilăros în comportament, dar are un suflet mare, e un băiat responsabil, se antrenează bine și să știți că de câte ori mai face câte ceva, conștientizează. Știe că a greșit și își caută mereu să corecteze lucrurile. Doar e, așa să spunem noi, un pic mai alintat. Dar e muncitor și serios. Grupul îl iubește și îl apreciază. Asta cred că e cel mai important. Acolo, de fapt, e și cheia. Dacă grupul îl susține și aproape, e bine. Grupul nostru e unul unit și chiar am remarcat lucrul ăsta în condițiile în care noi, chiar ușor, în prisma ultimelor rezultate, cu un puțin dezechilibru așa mental, nu e chiar ușor să ții 30 de bărbați apropiați și cu aceeași direcție de mers. Eu cred că sunt favorizat de grupul ăsta. Petrescu a fost numit antrenorul anului la Gala Fotbalului Românesc. Cum vi se pare? Am făcut un review la ceea ce am votat eu. Habar nu mai știu. De asta am rămas în suspans. Nu mai știu ce am votat. Oricum, a fost o concurență bună. Eu am apreciat personal și pe lângă rezultatele lui Dan Petrescu și rezultatele lui Răzvan Lucescu, a fost o luptă destul de bună. Dacă așa s-a votat, înseamnă că asta e realitatea. Dan a avut o performanță bună anul ăsta. Are concurență destul de bună, Dan Petrescu. Sunt mulți antrenori români cu potențial, mulți antrenori care pot tinde spre titlul de cel mai bun antrenor a unui an sau a modul general. Mulțumesc. Cu mare drag. Și vouă la fel. E ok? Mai bine. Mulțumesc, să aveți seară bună și căldură. La noi e mai greu, nu prea mai putem. Am ratat. Da, vine meciul următor. Mulțumesc, o seară bună. Mă duc la 2. Da, pe